Un grup de cercetători britanici se află în fața unei revoluții în medicină după ce au descoperit că un medicament folosit cu succes în tratarea leucemiei ar putea vindeca absolut toate formele de cancer. Noul studiu publicat de către britanici realizează faptul că inhibatorii Delta, folosiți până acum pentru a ajuta pacienții cu leucemie, ar putea sta la baza vindecării tuturor formelor de cancer din corp. Celulele canceroase eliberează o enzimă numită P100-Delta, care slăbește imunitatea organismului și împrăștie tumorile atacând organele. Savanții cred cu tărie că pastila cu inhibator Delta suprimă acțiunea enzimei și crește considerabil rezistența organismului în fața oricărui tip de tumori maligne. Mai mult decât atât, acest medicament creează chiar o fortăreață împotriva recidivării bolii. Specialiștii susțin că imunitatea crescută în urma administrării medicamentului se păstrează și că niciun fel de tumoare malignă nu mai are puterea de a se reinstala în organism. Britanicii au testat până acum medicamentul pe șoareci de laborator, dar au declarat că vor începe curând și testele clinice pe oameni, relatează sfatul medicului.ro.